Bună seara, doamnelor și domnilor! Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Sub semnul întrebării. În această seară, împreună cu domnul Iulian Fota, fost consilier prezidențial, profesor, sunteți conferențiar, nu? Sunt conferențiar. Da. Conferențiar. Predau relații internaționale. Secretar de stat, fost. Ministerul de Externe. Doi ani. Trebuie să discutăm. Da? Perioada interesantă. Da. Director al Colegiului Național de Apărare. Și eu, și director. Deci, da. Și director. Păi, până la urmă, am aproape 30 de ani de carieră, de sunt bătrân. Exact, deci avem multe de povestit și împreună cu prietenul Ciprian Purici, analist politic, pe care îl salut de asemenea. Salut, Ciprian, ne vedem, ne auzim, sper, în legătură. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Bună seara, domnul Fota. Bună seara. Domnul Fota, așa, hai să începem cu o chestie, zic eu, greu așa de răspuns. Era mai tare Băsescu decât actualul? Stiluri diferite, stiluri diferite. Doar stiluri? Știți, la sfârșitul anului facem 35 de ani de când s-a prăbușit comunismul în România. Mm-hmm. Și e o cifră rotundă, nu e în stilul nostru, nu ne place, dar am putea trage o linie și face un bilanț. Și părerea mea că ar fi bine să facem chestia asta, pentru că se strică vremurile, din ce în ce mai proaste. Și atunci e bine să te uiți un pic în urmă să vezi ce ai făcut în 35 ani, bine, rău, mai ales să repar partea mai rea, slabă, vulnerabilitățile, ca să fii mai cât mai bine pregătit, că vor fi vremuri grele, mai grele decât ce avem acum, și nu e exclus să fim testați, cum și altă dată ne-a testat istoria. Eu am obsesia cu anul 40, 1940, și mi-o mențin. Sunt niște paralele istorice care se pot construi, se pot face aici. Dacă e să mă uit în ultimii 35 de ani, toți președinții pe momentele cheie, începând cu 1997, că dacă ne ducem la primii deci șapte ani... Nu-l punem pe Iliescu. Nu punem cele două mandate ca acolo de discuție. Dar începând cu 1997, da. Deci inclusiv Ion Iliescu... Am intrat în NATO cu Ion Iliescu. Da, 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 sigur. Și în fine, și aici poate o să povestesc o dată. Lucram la NATO când a început al treilea mandat. Și mesajul pentru Ion Iliescu de la NATO a fost trimis prin mine. Dar îmi place că a spus asta cu al treilea mandat. Da, păi sunt trei mandate. A, corect, așa. Da. Eu așa le număr, așa am numărat întotdeauna și nu mă dezic. Da, da. Mesajul de la NATO pentru Ion Iliescu a venit prin mine. Și s-a ținut, adică având întâmpinarea Alianței Nord-Atlantice, deci a fost un totul alt Ion Iliescu decât am avut 90-97. Lucrul ăsta trebuie spus, altfel n-am fi intrat în NATO. Deci toți președinții României pe momentele cheie au fost de partea țării, au fost acolo și au făcut treaba. Deci aici nu știu dacă li se poate reproșa ceva. Deci nu cred că putem, repet, nu intrăm 90-97, dar începând cu 97, nu cred că se poate face vreun reproș consistent, dens, din zona de prădare de țară, chis de felul ăsta, președinților României. Acum, bune și rele au avut toți, puncte tari, puncte slabe toți. Per ansamblu, pentru mine, rămâne în continuare și nu că am lucrat, dar am văzut ce a făcut. Cel mai bun președinte al României, Traian Băsescu. Are niște momente cheie în care a fost absolut... Partea de politică externă... Bun. Partea de politică externă, iar trăim din moști. Scutul, trupele americane... Și nu, că relația cu America era deja construită începuse cu Emil Constanescu și continuată de Ion Iliescu. Dar a făcut acordul pentru că nu aveam o hârtie care să acopere relația bilaterală și care să dea un pic de rigiditate relației bilaterale. Știți cum e? E ca un contract de căsătorie. Una e când suntem prieteni și mergem în film și alta când avem și un contract de căsătorie între noi. Deci sunt niște chestii. Respectat, s-a văzut în 2012, toată lumea occidentală a fost de partea sa în povestea aia cu suspendarea, pentru că era un tip, nu se lucra ușor cu el, Traian Băsescu nu era un partener comod și de asta, când îi văd pe ăștia cu suveranii și dumne, deci mie îmi spuneți cum era cu Traian Băsescu, deci vă aceasta imaginea... Ca zi de zi. Eu l-am prins în Parlament și ca șef de partid, așa l-am... Președintele Sarkozy când fugea de el, pentru că Traian Băsescu avea o agendă importantă pentru noi și vrea să scoată ceva de la președintele Sarkozy și Sarkozy nu vrea să angajeze discuția. Aia ți arată, deci nu era un partener comod, dar era un partener cinstit, corect și când stabil la un lucru cu el, rămânea frate și stabilit. Muncea, nu? Iar asta cu muncitul, pe noi ne disperau vizitele în străinătate pentru că erau foarte dense, încărcate, ne storceau de energie, veneam ca cum sunt niște haine de-astea așa ponoste înapoi acasă. Și Traian Băsescu ducea la birou și mai muncea 2-3 ore. Deci avea o energie, deci noi fiind mai tineri, mai tineri decât dânsul, dacă n-avea casă 10-15 ani, avea o energie absolut debordantă. Deci ne țineam uneori greu după el. Și foarte atent citea tot, adică n-a fost un președinte comod deloc pentru tine ca și consilier prezidențial, că trebuia să fii tot timpul cu treaba foarte bine făcută. Dar pe ansamblu, pe momentele mari, a fost unde trebuia. Și în plus... Acum, tehnic discutând, a câștigat toate bătăliile pe care le-a dat. Deci, Traian Băsescu, politic, n-a pierdut nimic. Corect.
Da. Inclusiv cu stratagema de rigoare. În 2012 la suspendare a fost la un pas să o dă bombare, pentru că pe logica anterioară bătălii a vrut să dovedească că inclusiv pe câmpul de luptă este mai tare cu sabia în urmă, în mână. Numai cred că a avut așa un moment al asunță și a dat seama că de fapt marele bătălie se câștigă fără angajarea luptei. Și a venit cu găselnița aceea de neparticipare și de infirmare, că pierdeam altfel. Și a ieșit cu bine inclusiv din acea încercare de suspendare cu referendumul. Deci... Da, n-am pornit degeaba, cum s-a spus, sau întâmplător. Politic, nu știu dacă e politicos, dar a fost un animal pur sânge, clar. Da, n-am pornit întâmplător discuția de la acest moment, pentru că vreau să intrăm puțin în actualitatea națională. Păi o să discutăm, sigur, despre multe chestiuni legate de războiul din Ucraina. Nu sunt foarte mult în actualitatea națională, nu, pentru că 2 ani de zile am stat cu mintea numai pe dosare internaționale. Nu vreau din politică, dar e și Ciprian aici. Vreau să vorbim despre această chestiune care tot ne-a uimit pe toți, da? Declarația președintelui Klaus Iohannis că își depune candidatura pentru funcția de secretar general al NATO. Totuși, domnule Fotagma, repet, la rece o discutăm, da? Chit că eu nu sunt vreun admirator înfocat al președintelui Klaus Iohannis. Nu s-a mai pomenit chestia asta. Adică, în primul rând, unde îți depui candidatura? Cine îți evaluează candidatura, dacă e vreun juriu, vreo chestiune de genul ăsta? Asta toată lumea evaluă candidatura. Așa. Din momentul în care a depus-o de la cancelarii. Nu știu, adică cred că nu e corectă formula. Deci, păi dânsul a zis așa. Și eu am văzut la televizor ce ați văzut și dumneavoastră. Deci acum încerc să înțeleg. Mai spuneți-mi așa, vorba lui Ion Cristoiu, ca într-o proză. Cum ați simțit când l-ați auzit pe domnul? Ce ați simțit când l-ați auzit pe domnul Klaus Iohannis spunându-mi depun candidatura, nu știu ce? Una, asta va face să vorbească de România. Da. Și, depinde și cum. Da, depinde și cum, e adevărat. Dar aici nu ne va da posibilitatea să scoatem în evidență niște lucruri pe care le-am făcut. Pentru că știți care e una din marile probleme ale României în ultimii ani? E că a fost un pic cam prea cu minte, prea modestă, prea plecată pe treabă, fără să insiste prea mult, pe de-o parte să primească ceea ce ar merita și dacă vreți discutăm, pe de altă parte să se cunoască bine ceea ce noi facem, că sunt, și aici bineînțeles că avem și noi partea noastră de vină, ținând cont de faptul că toată lumea se lăuda cu ce face pentru Ucraina, iar noi în continuare aveam o serie întreagă de chestiuni știute de altfel în plan internațional că se fac, dar care nu erau valorificate public și până la urmă nici acum, dacă vă uitați la oficialii români, nu sunt prea dezinvolți în a spune și lucruri pe care acum se știe că le facem și le-am făcut și sunt în beneficiul nostru. Și aici, într-un fel, s-ar putea să fie un cost paradoxal pentru domnul președinte, pentru că candidatura asta nu e judecată numai în cancelarii în interior. Este judecată și de opinii publice, este judecată și de analiști, de ziariști. Înțeleg că deja sunt o serie întreagă de articoli. Bun, nu mai vorbim de ei care stau cu ochii foarte atent pe noi toți, și nu numai pe România, dar pe toată lumea occidentală și să uită atent că vor să înțeleagă și ei ce urmează și să vadă unde sunt oportunități în continuare pentru ei să se plaseze favorabil. Deci, în mod clar, în momentul ăsta vedem niște avantaje ale acestei candidaturi și nu există o procedură. Deci este un proces politic ca orice și afirmarea unei candidaturi și în mod public e un comportament politic, e un comportament politic în standardele normale, e un pic atipic, asta este adevărat. Asta zic, e un precedent, pentru că nu s-a mai întâmplat, n-am auzit. Stoltenberg când s-a să vă spun, multe lucruri vor fi diferite în viitor, pentru că și vremurile sunt diferite. Nu trăim vremuri normale. Admit, da. Trăim vremuri de conflict, de conflicte care cresc ca număr. Chiar vorbeam cu niște studenți acum vreo câteva zile și le-am zis, la începutul 2023 aveam un război mare de gestionat, ăsta, agresiunea rusă împotriva Ucrainei. Păi, la începutul 2024 s-a mai adăugat că Israelul cu Hamasul, iar un război complicat cu posibilități de dezvoltare regională. Avem lupta asta între Houthi și navele și interese comerciale occidentale unde se folosește forță militară. Inclusiv Iranul cu Pakistanul au avut și eu vreo 2 zile de schimburi de focuri. Nu știu ce or fi avut de împărțit, că încă n-am avut să mă lămuresc. Adică dintr-o dată, numai dacă trebuie la număr de conflicte și mai mare ca acum un an. Deci ăsta e semn de degradare, semn de vremuri proaste în continuare și de vremuri care în loc să meargă spre stabilitate, spre încredere, spre să vedem luminița la capătul tunelului, nici de cum. Deci suntem departe. Iohannis, totuși, credeți cât îi dați șanse să câștige? Șanse are, nu știu. Acum, bun, sunt niște informații pe care nu le avem. Și acum, iarăși, trebuie să mă înțelegeți un pic și pe mine. Avantajul meu în momentul ăsta de vreo 2 săptămâni este că în sfârșit din nou pot să citesc ce îmi place, pot să mă uit, să mai lucrez un pic și pe la cărțile mele, adică nu mai stau să citesc ce trebuie. Și ca atare să nu vă mire dacă în timpul emisiunii o să vă mai spun din când în când că pe aia nu știu sau de aia n-am auzit, că nu mai sunt obligat să fiu conectat și să înțeleg tot ce se întâmplă. Însă șanse are. Aici nu sunt. Și știți unde văd o zonă de oportunitate, de șansă? În general,
întotdeauna, când sunt mai multe state, se merge pe un numitor comun. Și asta înseamnă că întotdeauna se face un compromis între aia mai radicali și aia mai moderați, între aia care vor mai mult și aia vor mai puțin, se cală o caută de mijloc. Calea de mijloc, ca și în viață, uneori este calea de succes. Ori dacă, într-adevăr, că aici iarăși operăm cu niște informații și trebuie să avem un pic de grijă că, până la urmă, din ce înțeleg, este singurul care și-a declarat oficial candidatura. Avem asta informații de presă, că și domnul Rute, că și doamna Kallas. Dacă te uiți la fiecare dintre ei și te uiți un pic la ce se apreciază la ei și ceea ce nu se apreciază, în mod clar, de exemplu, la domnul Rute, statele din toată zona asta de flancă către Rusia, nu sunt foarte încântate de o anumită flexibilitate pe care a demonstrat-o în trecut pe Rusia. Și poza celebră cu doamna Merkel, cu Nord Stream-ul, aia e o chestie care costă în momentul ăsta și politică a arătat. Da, mi-ați adus aminte, de într-adevăr. Era în poza aia de acolo. Da, era și încântat de un proiect pe care noi de la început am spus în Europa. Tăiau panglica, da. Tăiau panglica unui proiect rusesc. Băsescu striga de la București. Bă, nu e bine ce faceți. Da, deci, vă aduceți aminte. Da, dar cine îți mai aduce aminte de fapt? Iar, în partea cealaltă o avem pe doamna Kallas, care... Întotdeauna oamenii politici, pentru că pielea lor e pe băți chiar mai mult decât a noastră, au fost foarte tranșanți, chiar cu doze de radicalism în ce privește securitatea și siguranța lor. Și asta uneori n-a convenit statelor din partea veche a Europei, care vor o relație totuși nu confruntată, chiar și acum după 2 ani de război, confruntațională cu Rusia. Deci, când ai două extreme și astea sunt lucruri care în dreapta și în stânga nu prea îți plac, s-ar putea președintele Iohannis să fie o formulă de compromis rezonabilă și convenabilă multora. Ce nu știm noi, și asta e greu de apreciat. Sunt 30 sau 31 de țări, că, dacă nu mă înșel, dacă nu cumva sau 32 că și cu Suedia. Și Suedia. Deci da. Sunt foarte multe țări în NATO și noi știm din informații neoficiale de presă doar că am vreo 4-5 așa pe unde sunt poziționate. Păi restul de 20 și ceva ce vor. Și de asta, deci șanse sunt în mod clar. Cât de mari sunt șansele, nu pot să vă spun în momentul ăsta. Ciprian Purice, de ce crezi că până la această oră, când au trecut deja, uite, s-au făcut astăzi 48 de ore la orele 17 de la anunțul președintelui Klaus Iohannis, mă, n-am văzut până acum nicio reacție a unui șef de stat sau de guvern care să zică salutăm sau ne uităm cu mare interes la această candidatură sau această perspectivă cu Klaus Iohannis, secretar general NATO. De ce nu avem un astfel de... Nici nu cred că o să avem. Pentru că întreaga dezbatere despre viitorul șef de la NATO a luat o turnură atipică. Că voi vorbeați în studio despre unde își depune Klaus Iohannis candidatura. De eu v-aș întreba, Mark Rutte, unde și-a depus-o? Pentru că el a anunțat primul, acum o lună de zile, încălcând toate cutumele. Pentru că noi trebuie să o spunem, secretarul general de la NATO se stabilește în back office, cum ar veni. Se stabilește prin negocieri diplomatice între statele membre și când se iese, se iese ca la Vatican. A zis domnul Fota și îi dau dreptate că trăim vremuri atipice. Asta e, se întâmplă altfel lucrurile din momentul. Așa este, dar cu toate astea Rutte a încălcat cu tuma și a furat startul. Deci eu nu văd reacția președintelui României, că mai degrabă mă ocup de administrația prezidențială decât de persoana Klaus Iohannis, pe care nu o agrez deloc, dar președintele României, de fapt, are o reacție la intenția de candidatura lui Rutte. Și faptul că în spatele lui Rutte s-au așezat, dacă vreți așa, din diplomație, ca poziționare diplomatică, Marea Britanie, Statele Unite, Germania și Franța, după intenția clară a domnului Iohannis, eu cred că vom avea o perioadă de cel puțin o lună, două de tatonări. Astfel, toată discuția despre succesorul lui Stoltenberg va fi ținută în underground, în hățișul diplomatic, în negocieri și în ce mai vreți. Dar eu v-aș aminti un detaliu. Klaus Iohannis nu este un aventurier, că vorbeați de Traian Băsescu. Traian Băsescu era un jucător, juca foarte mult, îi plăcea săriște, câștiga împotriva tuturor sorților, dacă vreți. Dar Klaus Iohannis, cum a zis și domnul Fota, e atipic. E un om care își calculează mult, mult își calculează înainte pașii, foarte intens și nu se aruncă decât dacă știe că are șanse reale. Deci nu-l văd aruncându-se așa pe principiu că nu vrea să devină întâiul șomer al țării din decembrie, ci pur și simplu cred că
șansele lui rezidă în aceste vremuri atipice despre care vorbea domnul Fota și mă refer în mod clar la războiul din Ucraina. Pentru că mai e ceva de spus aici. Dacă o să ne uităm la toată retorica oficială de la NATO în jos, la șef de state occidentale sau mai departe în toată lumea, vom vedea că principala amenințare declarată la adresa lumii occidentale de, pe chestiuni militare este Rusia. Or să avem pardon, nu sunt multe țări în partea asta de lume mai specializate decât România în a citi Rusia, în a înțelege cum se manifestă rușii, în a dibui în ce direcție vor să meargă și în a furniza know-how. De know-how ce spui asta? Stai că sunt mai intrigat. De ce spui? Adică noi avem o expertiză extraordinară pe ruși, de ce n-ar avea polonezii una mai intensă? E corect ce spune. Mai mare decât noastră. Încă din perioada sovietică, domnul Turcescu, avem. Pentru că eu v-aș aminti că în 1958 trupele sovietice de ocupație rămase în partea asta de lume s-au retras din România, din Germania de Est, din Polonia, din Cehoslovacia s-au retras după 1990. Acel succes colosal care ne-a permis nouă după aia să ne desprindem ușor, ușor de Moscova, s-a făcut pe inteligență, nu s-a făcut cu flori la Stalin. Dar era o altă generație politică. Erau, acum Ciprian, mă rog. De acord. Bine. Eu confirm ce spune. Da. Confirm pe baza unor date din interior. Nu o să intru prea mult în detalii. Da. Dar avantajul nostru este că probleme pe care alții le-au ignorat, noi am continuat să le urmărim, să ne analizăm Marea Neagră. Deci în 2004 noi intrăm prima dată în NATO, summit la Istanbul, dacă nu mă înșel. Prima chestie pe care noi o punem pe agenda ca și contribuție românească, Marea Neagră. Nu știu dacă, da, era deja trambăsit cu președinte. Deci, aici nu e vorba de, e vorba și de România ca e stabil. Nu s-a dus la Washington cu harta să le arate lămbirul oval unde e Marea Neagră, că ea nu înțelegea. Dar la Neptun, credeți că degeaba l-a dus pe George W. Bush la Neptun să arate Marea Neagră? Exact, ca să arate după aceea ce arătase pe hartă. Deci, avantajul nostru ăsta a fost că, noi am greșit în altă parte, noi, au fost momente în care noi ar fi trebuit să insistăm și să ne luptăm cu toată lumea pentru adevărul nostru. Eu am trăit o situație și mi-e și azi rușine de ea, într-o discuție cu un important oficial american, eu spunându-i lucrurile nu merg bine în Marea Neagră și a avut niște argumente, el mi-a zis, domnul Fota, iar exagerați cu Rusia, iar veniți chestiile astea pe capul nostru, hai că totul merge bine în Europa de Est, ieșiți din rusofobia dumneavoastră tradițională. Și acolo am fost un provincial pe ideea că știu americanii, dumne, bine, au sateliți, CIA, ăștia știu mai bine ca noi, Fota, exagerez, m-am repliat și am zis, ok, înseamnă că n-am înțeles. Dar eu aveam dreptate și ar trebui să-i spun, stimate domnule, ești pe din afară, bați câmpii, eu vin din zonă, știu mai bine, am și instinctele mai bune, ține cont de ce-ți spun. Deci greșeala noastră în anumite momente a fost că nu ne-am luptat pentru adevărul pe care noi știam că l-avem și ne-am repliat un pic, că ăștia suntem, încă ne adaptăm în relația cu ăștia mari. Dar altfel avem, și am fost în momente oficiale în care mie mi s-a mulțumit ca oficial al statului român pentru informații furnizate de România pe anumite zone, pe anumite teme, datorită expertize pe care noi o avem. Și ăsta a fost avantajul. Când occidentalii au ignorat niște teme, niște subiecte, noi am stat în continuare atenți la ele. Ciprian, o chestie conjuncturală, dacă vreți. Păi să nu uităm că vorbeați de Traian Băsescu. Când rute cu Merkel semnau Nord Stream-ul, Traian Băsescu se lupta pentru rute alternative de import de gaze pentru Estul Europei. Aduceți-vă aminte de Agri, aduceți-vă aminte de Nabucco și de tot felul de alte variante prin care încerca să le explice occidentalilor că cu rușii nu e bine să închei înțelegeri de astea de care să ai dependență 100%. Uitați-vă astăzi la prietenii noștri austrieci care ne primesc cu brațele deschise în Schengen, au 98% dependență de gazul rusesc. Hai să ne uităm la Marea Ungaria, lui Victor Orban, superstarul lumii politice externe. La fel, dependență uriașă de gazul rusesc. Deci astea nu sunt glumițe. Vorbim, dacă nu se găsesc soluții reale, vorbim de falimente în lanț, în toată partea asta de lume. Deci e complicat. Ori iată că, până la urmă, Traian Băsescu, acum 20 de ani, nu, că de atunci a început, a avut dreptate. Și Rute, care a fost atunci în acea poză, astăzi nu are dreptate. Deci e cam cu bătaie lungă pretenția lui Rute. Eu cred că se va mulțumi cu un post la Comisia Europeană, fie că vorbim de nou comisar
european pe apărare, fie că poate ceva mai consistent, dar între fără, știți foarte bine că nu sunt fan al lui Klaus Iohannis, dar nu pot să nu susțin demersul președintelui României. Eu cred că are șanse mai mari decât Rutte să ajungă secretar general. Interesant, da. E o chestiune pe care trebuie să o, nu știu dacă să o aplaudăm deocamdată, că e cam de vreme, dar un cert este că ne-a surprins pe toți această intrare în competiția. Ce zvonuri erau de ceva timp? Domnul Fota, zvonuri erau și că se duce la Consiliul European. Deci erau tot, zvonuri tot timpul. Zvonuri erau și că se întoarce la Sibiu. Zvonuri au fost și că va prelua Partidul Național Liberal și că va deveni președintele PNL. Deci, și la ora asta suntem în fața unei... Mai un aspect pe care noi de obicei nu prea ne uităm la el, că iarăși ne lipsește, cum să spun, abilitatea asta de a înțelege tot tabloul. Oferta politică pe plan european în momentul ăsta, sau pe plan euroatlantic, nu e nemaipomenită. Uitați-vă ce criză de liderie. Și aici nu înseamnă numai profilul personal, înseamnă și eșecuri politice, performanță, carieră și așa mai departe. Deci dacă stai și faci o listă de oameni care să poată fi aruncați într-o bătălie pentru funcțiile astea înalte, vă spun, lista nu, de felul nu e foarte lungă, pentru că aici, din păcate, nimeni n-a investit în viitor din punct de vedere politic. Și ajungem în America, când lupta electorală se dă între doi oameni în jurul vârstei de 80, unul cu doi ani mai peste, unul doi ani sub. În Europa, iarăși, sunt zone în care te uiți că cei care vin din spate nu sunt frecventabili și n-au calități, iar cei care sunt prea uzați și nu mai au credibilitate. Deci, cred că poate fi oportunitate și din privința asta, pentru că, cel puțin din perspectivă europeană, internațională, politica aici noi distăm lucrurile altfel, dar din perspectivă europeană nu sunt eșecuri care să poată fi atribuite președintelui pe linia sa politică de președinte al României. Și atunci are, din perspectivă europeană, un dosar bun de candidat. Ne oprim puțin pentru publicitate. Singura problema lui Iohannis, așa cum o spune toată lumea, este că e un leneș. Dar asta e altă discuție, se poate schimba, poate în momentul în care ajunge șef la NATO. De îndrață devine un tip foarte harnic. Ne întoarcem imediat. Să aici, mai avem, știți, ce mai important lucru pentru lider politic național sau internațional este să gândească corect, nu să muncească mult. Da, dar e nevoie și de un pic de efort, așa, adică ai nevoie la un moment dat să vadă că depui un oareși ce efort. Va trebui să vorbești, să comunici, ceea ce... Ăsta, mă rog, da, poate că va fi de asemenea un șef NATO atipic, domnul Iohannis. Ne putem aștepta și la o astfel de chestiune. Ne întoarcem imediat după publicitate și vedem câteva secvențe foarte interesante, pentru că tot am vorbit despre șefii NATO. Domnul Stoltenberg are o declarație astăzi în care spune că Ucraina e în defensivă, e fără bani și fără muniție, are vitejie, dar n-are cu ce să lupte împotriva Rusiei. Prin urmare, Stoltenberg cere țărilor NATO aliate să contribuie mai mult și mai repede la efortul de război al Ucrainei. Ne întoarcem în câteva minute. Împreună cu domnul Iulian Fota în studio și cu Ciprian Purice în legătură video cu noi în emisiunea Sub semnul întrebării, în partea a doua, urmărim pentru început, doamnelor și domnilor, o declarație făcută azi, e proaspătă, a șefului NATO, domnul Stoltenberg, care, vreau să vă uitați puțin la, chiar la fața domnului Stoltenberg. E foarte îngrijorat. Priviți-l atent, dincolo de ceea ce spune, pentru că vorbește despre Ucraina și despre nevoia de bani și de armament pentru Ucraina, dar niciodată parcă n-am văzut un Stoltenberg atât de îngrijorat. Priviți. Ukraine needs even more support and they need it now. The Ukrainians are not running out of courage. They are running out of ammunition. Together, we have the capacity to provide Ukraine what it needs. Now we need to show the political will to do so. All allies need to dig deep and deliver quickly. Every day of delay has real consequences on the battlefield in Ukraine. So this is a critical moment, and it will be a grave historic mistake to allow Putin to prevail. Domnul Fota, iertați-mă, deci tonul lui Stoltenberg și ceea ce spune în momentul de față, cred că a fost primit la Kremlin cu deschidere de șampanie sau de vodcă, dacă în chestia. Nu, neapărat, pentru că rușilor nu le place să înțelegi gravitatea momentului
să te pregătești, să agiți lucrurile într-un sens nedorit de ei. Adică, cred că ar fi deschis șampania dacă n-ar fi dat această declarație. Doi, declarația este importantă, că, acum, apropo că vorbeam de cursa asta pentru cineva fi secretar general al NATO. Problema noastră adevărată și mare nu e cine va conduce NATO. Este cum vom reuși în continuare să ajutăm pe ucrainieni care, într-adevăr, au curaj, rezistă, dar încep să ajungă la fundul sacului, pentru că în ultimile două luni resursele și ajutorul pentru ei a scăzut mult. Și nu neapărat financiar, că aici Uniunea Europeană și-a făcut treaba și are banii să le dea, să le garanteze stabilitatea financiară și economică, dar a scăzut mult ajutorul pe linie militară. Uniunea Europeană le-a promis acum, cred că s-au făcut deja 6-7 luni, poate chiar mai mult, 1 milion de obuze de 155 și de-abia au fost livrate 300.000. În Parlamentul francez, în adunarea națională, cred că acum vreo lună de zile, comisiile de apărare au chemat industria franceză la raport și s-au înfipt un pic în ei, pentru că au făcut niște promisiuni, nu s-au ținut de ele, că aici e și un pic un joc complicat, că industria înseamnă profit, ăia vor și ei să li se garanteze totuși o anumită marjă, vor niște garanții din partea statului, statele se gândesc, domnule, dar dacă fac prea mulți bani de apărare și peste 6 luni se înțeleg și fac pace sau se liniștește, eu rămân cu niște cheltuieli nejustificate. Bun, deci e un pic aici de neîncredere care afectează ritmul de producție. Și în momentul ăsta, asta e marea bătălie, să le dăm ucrainienilor, americani în continuare, jocul e foarte complicat și pe Trump nu-l interesează, el vrea blocaj, 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 că el câștigă din chestia asta, nu vrea niciun fel de rezolvare, nu vrea compromis, nu-l interesează soluție, îl interesează să existe un blocaj până la alegeri, că îl maximizează pe el ca și șanse. Și ca atare, toate chestiile astea îi vulnerabilizează și îi expun pe ucrainieni. Și degeaba vom avea un superb și splendid și nemaipomenit secretar general al NATO, dacă ucrainienii pierd teren și rușii avansează în Ucraina. Gândiți-vă ce ar însemna asta pentru noi, apropo de Odessa, Republica Moldova și toate interesele noastre de securitate. Deci, Stoltenberg a făcut foarte bine, după părerea mea, că a ieșit, unu, să spună, domnule, alegeri ca alegeri, dar să nu uităm adevărata problema noastră ca alianță. Și doi, încă o chestiune. Da. Inclusiv alegerile trebuie judecate prin prisma războiului. Cum știm că care candidat e bun? Păi în funcție de relevanța lui pentru efortul aliat de ajutorarea Ucrainei într-o primă fază și de ținere, ca să zic așa, la respect, că n-am altă formulă, a rușilor în momentul ăsta. În America situația este care este. Ați pomenit-o dumneavoastră. În Uniunea Europeană sunt state care în acest moment sunt ceva mai bine. Sunt rezervate. Paradoxal. Da, mai bine decât americanii. Am înțeles. Dar tot eu stau, nu mai e entuziasmul cu ăla, slava Ucrainei. Semne de întrebare, domnul Turcescu, sunt peste tot. Asta e epoca. Bun. Nu mai vine e nimic garantat. Vine însuși papa și vine și spune poate ar trebui să ridicați. Moment de superficialitate. Nu știu cum să-l consider. Totuși e papa. Păi nu că varianta ailaltă e nerostit. Păi nu o să-l bănuiesc pe papă de atitudini prorusești. Deci nu cred că asta a vrut. Da. Cred că pur și simplu a crezut că în felul ăsta, neînțelegând specificul și neînțelegând diplomația rusă. Adăugăm la chestiunea asta faptul că Zelenski a început să ia cu arcanul la propriu. Am văzut niște secvențe înfiorătoare pe tinerii care vor să scape de stagiu militar, nu vor să meargă în armată. Iertați-mă, înțeleg, asta e vorba. Fug! Și prinde pe la graniță și îi urcă în diverse mașini, se ducă la centru de recrutare. Bă, asta se întâmplă și în Rusia. Se întâmplă peste tot. Deci oamenii nu mai vor. S-au săturat în toate chestiile. Da, unii oameni aici n-aș generaliza. Până la urmă, iertați-mă, dar dacă totuși războiul ăsta e pierdut. Nu este pierdut. Nu, cine încă nu asta? Poate fi pierdut. Eu, la ora la care discutăm, nu. La ora asta, cum e războiul ăsta? Anul ăsta e un an critic. Și un an critic pentru că... Ce înseamnă anul critic? Înseamnă că poate să iasă bine sau rău în proporție 50-50. Da, egal. Bun, deci nu știu ce va fi. Deci de-aia, cuvântul critic am văzut că l-a folosit și secretarul general NATO. E un moment critic. Deci asta înseamnă că poate să iasă rău, dar poate să iasă și bine dacă ne mobilizăm. Și eu cred că lumea occidentală este încă departe de a-și epuiza resursele. Dar, ca să fixăm termenii. Bine ce înseamnă, domnule? Bine înseamnă să le dăm ucrainienilor tot ceea ce au nevoie ca să țină linia. Cât va fi nevoie? An de zile? An de zile. Păi, astea nu sunt poveri pentru... Deci... Să sparie gândul, domnul Fota. Nu se sparie. An de zile, păi, adică după 2 ani de zile deja ai niște disensiuni. Domnul Turcescu, războiul rece a fost câștigat pentru că păi timp de 40... Păi ce este situația războiului rece? Da, dar e mai rău. De ce? Pentru că, uite, vă dau două exemple. În timpul războiului rece, oponenții ruși sau sovietici nu erau lichidați în timp ce acum sunt. Și nu e numai Navalny, a fost și adică lista e lungă de alți oponenți. Deci în timpul Uniunii, trecând după ce am trecut de anii 50 și Stalin a dispărut din peisaj,
Din ce citesc și eu și văd pe alții, erau băgați în închisoare, aveau condiții grele, dar nu erau lichidați oponenții politici în Uniunea Sovietică. Și mai toți au ieșit în închisoare și au murit de moarte bună în patul lor, mai ales că o parte au prins disoluția Uniunii Sovietice. Dar și acum ne interesează ce face Putin, nu, adică, cu oponenții lui politici. Da, deci, adică, Erdogan ce a făcut cu oponenții lui politici? Deci, din punct de vedere... Erdogan îl judecăm pentru că el e NATO. Dacă suntem de la un alt analogem nicăieri. Comportamentul Rusiei în momentul ăsta e mai ostil, mai agresiv și mai brutal decât al Uniunii Sovietice în timpul războiului recent. Deci, față de? Deci e mai rău ca în războiul recent. Față de Occident, nu? Față de... Că confruntarea principală nu e cu Ucraina, e cu Occidentul. Ucraina este doar o primă secvență dintr-o partidă mai largă și care nu e de șah, pe care Rusia o joacă. Deci războiul împotriva Ucrainei este în egală măsură și în același timp. Și aici nu înțelegem o parte din lume, în lumea occidentală. Este un război împotriva Occidentului. Miza mare pentru Putin nu e să înfrângă Ucraina. Miza mare este ca prin înfrângerea Ucrainei să-și maximizeze șansele să înfrângă Occidentul. Păi el o spune pe Occident șneu. Care în acest moment, iertați-mă, chiar vreau să spun o prima s-a parte. Trezit. În prima parte emisiunea a spus că e o criză teribilă de lideri. Deci cine să te conducă într-un astfel de război, domnul Fota? Macron? Deci, dacă mergem ăla pe... e liderul? Scholz? Ăla e liderul? Ascultă, deci arată rău tablou. Iohannis? Bun, da. De ce nu? Ăla e liderul? Iertați-mă, deci eu n-aș pleca la luptă cu Iohannis în frunte. Da, Macron, mie îmi place Macron, ce a făcut Macron. Apropo de ce a făcut? Deci, ce a propus să trimite în trupe? Da, n-am zis-o chiar așa, altceva, dar faptul că a zis-o este foarte important, pentru că până acum noi n-am făcut decât... Și acasă la el au început să arunce cu roșinie. Nu, Parlamentul i-a votat planul ieri sau alaltăieri și se tot așteaptă o declarație importantă a lui venită dinspre Paris. Că n-a zis să trimite în trupe, a zis să fim pregătiți pentru orice variantă. Poate fi și asta, pentru că știți care e toată chestiunea? Și să pierzi e de neacceptat. Deci dacă rușii câștigă în Ucraina, în primul rând noi ăștia din prima linie va fi vai de fundul nostru. De pentru că vor cere schimbare de regim, de orientare politică, eliminare de elite. Cum au mai făcut când rușii au venit peste noi? Sau au fost aproape de noi și au avut o felul de pretenții. Avem o istorie totuși lungă a relațiilor cu ei, să știm ce vor. Să puneți situația în care rușii câștigă în Ucraina la modul că iau Kievul, adică... Kievul, iau Odessa, iau tot. Deci adică dispare... nu se mulțumesc cu ceea ce au câștigat în momentul de față. Da, uitați-vă, vedem, deci campania electorală, că eu mă uit în Rusia, nu cineva câștigat, că știm. Mă uit ce idei se aruncă în campania electorală. Ideea de dezoccidentalizare în Rusia e puternică și prinde teren. Și o alimentează Dugin, prinde o alimentează... Prinde teren și în România, să știți. Prinde teren și în Franța. Păi asta, că eu aici bat un pic și au acasă priceapă. Da, prinde. Deci prinde. Sunt idei. Remilitarizarea Rusiei propusă de Dugin. Academia de Științe Ruse vine, face studiu și spune va fi o confruntare de termen lung cu Occidentul care poate să ducă inclusiv la confruntare militară. Deci ei și, până la urmă, la întâlnirea între cei doi președinți chinez și rus, când și-au luat la revedere, presa internațională a relatat momentul ăsta. Președintele Chinei spune președintele Putin așa: noi împreună am generat schimbări nemai văzute într-o sută de ani. Deci asta este miza. Prin înfrângerea Ucrainei și a Occidentului, schimbările astea generate de ei să devină irreversibile și să fie convenabile pentru ei. E foarte simplu. Cum și Occidentul, când a fost în postură forte, a modelat lumea după interesele și fața sa, ONU, FMI, NATO, începând cu 1944-45. Și iarăși consolidat un pic sistemul după 90. Deci nu e nimic nou. Problema e că încă în continuare în Occident, ca și în România, o parte importantă a societăților noastre încă nu înțeleg miza și spre ce ne îndreptăm. Și încă cred că nu e dracu. Este un element nou. Te rog, Ciprian. Este un element nou. Am citit, chiar sunt analiști foarte experimentați din lumea occidentală care vin și explică ce spune și domnul Fota, că într-un război de uzură în care Ucraina să primească muniția necesară, Rusia poate pierde. Pentru că, susținând ideea că acum asistăm la o sforțare a rușilor, atât din punct de vedere economic la ei acasă, cât și din punct de vedere militar pe front, ca să arate că au câștigat în Ucraina. Însă eu nu contrazic asta, însă eu vă aduc un detaliu. Uitați-vă la toți militarii de pe frontul de est ucraineni, toți au TikTok, toți au telefoane mobile, toți sunt pe rețele sociale. Nu uitați de factorul social. Ziceați că cine să meargă la luptă, că copiii din ziua de astăzi. Astea sunt elemente de noutate față de războaiele din secolul 20.
le e greu să le susții, să le spui acelor soldați, mergeți, sacrificați-vă pentru lumea occidentală, o băteți-vă cu Putin, eu intră pe TikTok și-și văd foștii colegi de facultate la plajă, prin nu știu ce țară, sau liniștiți acasă cu familiile lor și cu copiii. Deci, plus lumea în esență de astăzi în care informația circulă mult mai repede, așteptările sunt cu totul altele, conflictul era de neconceput, lumea era non-conflictuală, trăiam în postmodernism în care luptele erau de altă factură, nu cele cu arma. De asta vă spun că Rusia, din perspectiva asta, care este încă în modernism, dacă vreți, Rusia n-a depășit modernismul. După epoca sovietică, dacă vreți, s-a întors la condiția ei presovietică, da? Deci rușii din perspectiva asta sunt mult mai pregătiți întreg ca establishment politic, ca mental colectiv, ca societate, sunt mult mai pregătiți pentru un război decât noi occidentalii. Noi occidentali nu mai avem războiul în viața noastră de zi, adică nu mai concepem. Am depășit faza asta. Am depășit faza asta, de asta Putin avem, astăzi are un avantaj competitiv. Nu e doar o chestiune că de muniție. Că domnul Fota spune că ne-am întors la am început să înțelegem. Știți unde se vede? În ultimile două luni, că eu tot i-am contabilizat. Păi cred că cel puțin 10-12 oficiali occidentali, miniștri de externe, de apărare, șef de stat major, care au spus toți același lucru. Esența noastră ca și factor de decizie în următorii ani, vedeți EPP-ul la București. Stați, ne pregătim de război, simplu. Aveți răbdare, dacă aveți dreptate, dacă toți sunt născuți în secolul trecut, întrebați milenialii dacă vor să meargă la război. O parte vor, o parte nu o să vrea. Mergem cu aia care vor. Ascultați, varianta e altă, e să punem mâine pe piept și să ne dăm în frânt deja ceea ce e de neacceptat. Nu vă temeți cumva, domnule Fota, pentru că asta e o discuție care ar trebui purtată chiar în foruri academice. Deja de ani mulți se simte o decuplare, o prăpastie chiar la un moment dat, între agenda establishmentului politic din țările occidentale, ne includem și noi în această chestiune, și ceea ce înseamnă talpa țării. E o distanță destul de mare generată, nu intrăm în detalii de ce anume e acest hiatus generat. Bun. Dar nu vă e teamă că dacă la un moment dat această distanțare se întâmplă și mai mare... Apelăm la memoria istorică a României. Dar dacă începea cu furi și cu topoare... Dați-mi voie să vă dau un exemplu de acum 100 de ani. În 1907 am pus tunurile pe țăranii resculați și revoltați, care efectiv mureau de foame și erau amenințați de regimul ăla foarte dur de muncă, ca să salvăm țara de o criză de securitate, chiar că de asta a intervenit armata. Și au avut și un lor important la momentul ăla. Și li se promite, după ce trece momentul greu și l-am trecut cu violență și salvăm țara, li se promite pământ. Suntem în primul război mondial după 10 ani, 1917, și încă umblau regele cu regina să motiveze țăranul să lupte, promițând pământ. O reformă agrară care vine după 1918 și diluată, în fine, o poveste întreagă. Nu, ce vreau să spun este că, unu, România a mai avut situații de felul ăsta în care a fost această întrebare. Dom'le, va lupta țăranul? Va lupta românul? Va scoate țara din pas? Pe de altă parte, iarăși știm că sunt soluții politice pentru așa ceva. Și, în primul rând, se pleacă prin exemplu personal, că de-aia regina îngrija, riscând tifosul, îngrija răniții pe front. Păi dacă tu în fruntea, și aici ajungem și la clasa politică de la noi, care nu înțelege ce vremuri vin și în continuare se îmbată cu apă rece. Păi mă, oameni buni, una e să bagi mâna în banul statului când e la pace și soarele e sus pe cer, și alta e să bagi mâna în banul statului când armata n-are ce-i trebuie și nu ne ajung banii pentru obuze, soldați și așa mai departe. Adică clasa politică trebuie să priceapă că se duce într-o direcție, nu că vrea ea, că așa sunt vremurile duc într-o direcție în care dacă nu schimbă conduita și nu devin mai responsabil și nu recunosc vremurile proaste și încep să se străduiască să facă ce trebuie, nu ce pot sau ce vor, s-ar putea să începe momentul 40. Vine securea istoriei și pe cine prinde pregătit salvează, pe cine prinde nepregătit retează. Că, iarăși, avem suficientă experiență istorică să știm că sunt cărți publicate în ultimii ani care îți arată. Sunt țări care depășesc impasul și pragul se salvează și au fost țări, popoare de-a lungul timpului, care n-au fost capabile să salveze și au dispărut, au pierdut. Polonia a dispărut de pe harta de două ori ca țară. Deci, nu știu unde o să fim noi. Depinde ce vom face aici interior, că apropo și de secretarul general NATO, să știți că marea bătălie a României nu e să punem un român în secretarul general NATO. Este noi să ne asumăm obligațiile legate de NATO în țara asta cum trebuie. Că, uitați-vă, de ce nu ne-am asumat? Șeful statului major spune că armamentul de standard NATO încă nu e lămurit, nu știm cine îl construiește, l-avem, nu l-avem. Păi, de ce? Că au fost contractele făcute prost? Din tot felul de motive, de la incompetență până la, cum să spun, la credință. E trădare dacă e vorba de astfel de chestiuni. Iertați-mă, adică atunci când vine vorba despre armată. Dacă iese prost și România va trebui să cedeze suveranitate, adică dacă o ținem tot așa, am înțeles că am cumpărat efort și n-am avut piloți ani de zile, pentru că nu aveam bani să-i antrenăm. O știre în premieră. Da. Eu am pus acum vreo câteva luni
niște chestii legate de 1940, spunând, mă, oameni buni, mie mi se pare că sunt niște paralele istorice care se pot face și nu arată bine, nu miros bine. Am primit telefon să le scot. Păi în loc să mă întreb ce vreau să spun și care e problema, că poate fot are dreptate și le spune cu un an, doi, trei înainte, că vedeți că vine o catastrofă. Erați încă în funcție? Eram în funcție. A, mi s-a zis, înseamnă că de-aia a supărat pe cineva. Mi s-a zis scoteți-le că, bun, nu vreau să spun cine n-a fost de acord cu nu, ele. Nu, dar stați puțin că asta e o știre. Avem în sfârșit motivul... Nu, că fac paralela, o să fac. Acum avem motivul demiterii dumneavoastră din funcția de secretar de stat. Au fost chestii personale. Nu cred că s-a mers atât de departe. Însă, și după am înțeles când a venit, România nu e în pericol, România nu e atacată. Pe bune? Hai să o discutăm pe aia dreaptă și cu argumente pe masă să vedem. Chiar nu e în pericol România. Chiar poate cineva garanta că România nu va fi atacată militar în următorii ani? Că vă spun eu, pe bază de bun simț și de competență profesională, nimeni nu poate garanta așa ceva. Șeful statului major n-a ieșit degeaba, pentru că omul a înțelege o chestie. El va trebui să plece la război răspunzând de oamenii pe care îi are, fără să aibă ce îi trebuie în dotare. Păi are o responsabilitate față de oamenii lui, că dacă nu înțelege clasa politică chestia asta, părea mea că iar va face o greșeală. Șeful statului major nu a vorbit pentru el. A vorbit pentru întreaga armată română. Nevoia de a avea militari, de a reintroduce... De a avea militari, de a avea gloanțe pentru armele pe care militarii le au, de a avea obuze pentru tunurile și tancurile pe care... De a avea mai multe tancuri, de a avea mai multe din alea, pentru, de a avea niște nave pentru că... De ce nevoie, suntem în butaforie? Că de fiecare dată când să facem ziua națională, ies toți ăștia de la armată pe micile ecrane și ne povestesc cât de bine este zestrat armata română. Și se comentează. Și apar analiștii militari și ne spun, vedeți, uitați F-urile, uitați taburile. Știți ce spune manualul de știință politică? Așa. Apărarea și securitatea unei țări este responsabilitatea celor care conduc. Cine conduce țara asta? Nu militari o conduc, o conduc politicienii. Uh-huh. Păi, ce să vă spun? Eu în 2 ani de zile, pe niște zone foarte importante, nu m-a întrebat nimeni dinspre Parlament. A fost o excepție, dar dacă o dau exemplu, o să ziceți că fac politică și nu vreau. Deci, o singură partid m-a întrebat cam cum e situația, ce părere ai și, în fine, m-au invitat la o discuție. În rest, deci, eu am simțit că Parlamentul, timp de 2 ani de zile, a ignorat complet situația asta complicată pe care o avem în jurul țării. Complet! Și uitați-vă ce spune, nu avem lege pentru drone. Păi și e, aici iar o joacă pe care cineva ar trebui să o lămurească, că eu dau crezare ce spun militarii. Că sunt inițiative și propune, dar Parlamentul trebuie să-și facă treaba. Pachetul legislativ pentru siguranță națională sau securitate națională stă în Parlament, zice că n-au curat să se atingă de el sau n-au expertiză, nu știu, buna din cauze. Dar uite unde suntem. Adică, cum vine chestia? O să ne trimită rușii o dronă pe la palatul Parlamentului, așa, prin față, demonstrativ, și noi o să ne uităm la ea că bani avem bază legală să dobărâm, bani avem capabilități. Păi, după 2 ani de război... Plec ne ucid în emisiunea asta, vorbesc serios. Deci, dumneavoastră, dar cine eu spuneți doar în reiau... momentul de față? Nu iertați-mă, cine spun ce am auzit. Atenție, sunte... De ce spun că sunt năucit? Pentru că nu sunteți un fiteșcine. Spuneam mai devreme, de ani de zile, foarte mulți, de niște zeci de ani, sunteți în diverse structuri în care ați avut contact, acces la informații, pe tot ce înseamnă partea asta militară. Asta dacă dumneavoastră veniți și ne spuneți în momentul de față că noi suntem, iertați-mi expresia, cu chiloții în vine, dacă nu am spus război. Asta. Nu, pentru că sunt lucruri făcute și multe, Patriot-uri și alea, adică nu, în niciun caz. Dar ce vreau să spun este că, știți unde e diferența? Când ești într-o situație gravă, complicată, mai ales de război, esențial e să faci ce trebuie. Noi până acum am făcut ce am putut sau unii au făcut chiar ce au vrut și nu întotdeauna se potrivește. În perioada următoare trebuie să facem ce trebuie. Ori aici este o problemă mare, că de obicei asta spune un specialist ce trebuie făcut și partea proastă este că aici este obiceiunea a României de ansamblu. Dom'le, România nu are o agendă pentru următorii ani. Să știm că trebuie să facem aia, ne ținem numai de alea și o scot alea capăt. De-aia, industria de apărare după 2 ani de război, informații publice. Mă uit și eu, citesc și eu ca și dumneavoastră. Pare să nu fie în cea mai bună stare. Asta cu drona o am de la declarația șefului statului major, spusă anterior, a mai spus și generalul Bălăceanu, că rezerviști și fac o treabă bună acum. Că mai spun niște, deși puteau să-și o rezolve când erau, dar în fine. Măcar spun lucrurile. Că prima dată povestea asta cu lipsa bazei legale pentru drone am văzut-o ridicată de unul din rezerviști militari. Deci asta e informație pe care deja o avem. Dar trebuie să înțelegem un picuț gravitatea momentului, pentru că, repet, o să ne facem naibii de râs trecând drona pe sub nasul nostru și noi ne putem să o doborâm, fie că nu avem bază legală, fie că, și asta e o discuție care nu mi-e clară, cu ce? Că da. Nu poți trage cu o rachetă Patriot pe care le avem, de... costă 1 milion. Exact. Păi dau o dronă de 2000 de euro cu o rachetă 1 milion jos, adică unde n-ai bani ajunge? Ciprian, n-ai așa un sentiment, nu te strânge puțin în spate când auzi ce spune domnul Fota aici? Nu, și o să spun de ce. Domnul Fota, ca un tehnocrat cu multă experiență, știe că trebuie să supraliciteze puțin ca să-i trezească din bocaj pe politicieni. Pentru că politicienii noștri, dacă nu sunt bine scuturați, nu prea înțeleg gravitatea momentului. Românul nu-i profet în țara lui, deci eu am spus lucruri pe nume, am niște chestii acum 5-6 ani, dacă vi le arăt, o să ziceți că am fost profet.
Nu m-a băgat nimeni în seamă, cum nici acum nu o să mă bage nimeni în seamă, pentru că nu merg lucrurile așa în România. Nu știu care e mecanismul trezirii sau ridicării nivelului de conștiință, dar simplu expert care spune niște lucruri pe nume chiar mai apăsat, nu a fost niciodată o soluție în România. Nu te ascultă nimeni, toată lumea își vede de treabă, circul merge mai departe, fiecare e concentrat pe ale lui. Pe de altă parte, e o regulă, niciodată în materie de apărare, de securitate națională sau de situații de urgență, nicio investiție, adică nu e suficient. Niciodată nu e suficient oricât bani s-ar băgat și e limpede de înțeles. Eu nu sunt îngrijorat pentru că la câtă geopolitică știu eu, evident nu mă pot compara cu domnul Fota, eu sunt adeptul ideii că totuși Putin va prefera să se oprească la Nipru, înțelegând că mai mult deja încalcă toate, dacă vreți, nu cutumele, regulile geopolitice și tratate anterioare și alte precedente, astfel încât nu cred că va merge atât de departe. Mai mult, eu cred că Putin a invadat Ucraina ca să închidă complet epoca sovietică. Să nu uităm că Ucraina este ultimul produs sovietic. Mă refer la cum a ajuns ea în formula ei astăzi actuală. Nu o spun peiorativ sau să critic pe cineva. Și atunci Putin cu Rusia lui, ca să poată evolua mai departe spre o nouă Rusie, dacă vreți, proiectul lui încă din anii 2000, atunci el trebuia să încheie povestea cu Ucraina. Repet, cred că se va opri pe Nipru și va fi fericit dacă Occidentul îi va accepta acest compromis. Probabil vreo 10 ani de zile va rămâne așa. Mulțumesc, într-un soi de samizdat. Mulțumesc, Ciprian. Mai am o întrebare scurtă, un răspuns scurt, cu mai mult de câteva zeci de secunde, domnule Fota. Cât vă așteptați să mai dureze acest război? Mulți ani de zile. Deci, sunt două. Războiul e una. Situația asta conflictuală între Rusia și Occident este problema și mai gravă și mai complicată. Abia s-a deschis. Deci, ani de zile. Nu văd pe nimeni și nu văd pe ce bază ar spune să închide la anul. Putem găsi un armistiț, o încetare a focului, o calmare a situației. Ok, în asta poate că nu anul ăsta. Da, un conflict înghețat. Toată lumea așteaptă să vadă alegerile din SUA. Deci anul ăsta nu s-a avut niciun fel de soluție miraculoasă. Dar poate la anul vede. Dar relația conflictuală între Rusia și Occident e departe de a găsi vreo soluție pentru ea. Jocul de sumă zero. Deci ori pierd ei, ori pierdem noi. Nu există cale de mijloc deocamdată. Mulțumesc foarte mult, domnule Fota. Va fi complicat. Vă mai așteptăm în studioul și periculos. Semnul întrebării. Doamnelor și domnilor, ne oprim aici și urmează dezbaterile Metropolei cu colegul Radu Preda. Să aveți un sfârșit de săptămână liniștitor. Toate bune!